Ai ajuns la fix. Azi vorbim despre cât putem spera să trăim și ce facem cu tot timpul pe care îl avem ca să trăim bine. Dacă te uiți la clipul acesta, aproape sigur ai un nivel de confort mult peste cel de care au beneficiat părinții tăi. Ne-am obișnuit să mergem în măcar o vacanță pe an, să mâncăm în oraș sau să comandăm mâncare, cel puțin o dată pe săptămână, și suntem evident iritați dacă ne este puțin prea cald sau puțin prea frig. Asta, deși trăim cele mai bune vremuri din istorie. Avem parte de cele mai avansate progrese în ceea ce privește știința, iar asta a contribuit la o mai mare longevitate. Nu mă credeți? Acum 30.000 de ani speranța de viață era de aproximativ 30 de ani. Dar ce este mai șocant e că acest prag ulterior nu s-a îmbunătățit prea mult. Am asistat la un progres extrem de lent, astfel că până la 1800, deci 29.000 de ani mai târziu, vârsta medie la care se murea abia ajunsese la 40 de ani. Revoluția industrială și primele progrese reale în medicină au impulsionat cadența, și în mai puțin de 100 de ani, la 1900, deja puteai spera să prinzi 50 de ani. În prezent, lucrurile stau semnificativ mai bine. Cele mai multe țări avansate și urbanizate au o speranță de viață la care străbunicii noștri nici măcar nu visau. În Japonia e 85 de ani, în Elveția 84, în Spania 83, în Franța 82, iar în Grecia 81. Cum stăm în România, vă întrebați? Să începem cu primii ani de după căderea lui Ceaușescu. În 1989 bărbații trăiau în medie 66 de ani și femeile 72. În 2000, bărbații 67, iar femeile 74, iar în prezent bărbații 72 și femeile aproape 80. Practic, speranța de viață la bărbați a crescut cu 6 ani, iar la femei cu 8. De remarcat e că bărbații au ajuns abia în 2022 să trăiască cât femeile pe timpul împușcatului. Aici am o mențiune importantă toate țările post-sovietice, unde alcoolismul e o problemă reală, au acest decalaj între partea feminină și partea masculină. Hai să ne uităm în viitor și să facem câteva predicții despre cât am putea trăi. Dacă luăm în calcul că am avut nevoie de 29.000 de ani pentru a crește speranța de viață de la 30 la 40 și de doar alți 200 pentru a aproape a o dubla, există șanse serioase ca un salt de alți 20-30 de ani să se petreacă într-un timp mult mai scurt. Practic, unde vreau să ajung e că dacă ai în jur de 35 de ani acum, nu ești decât în prima treime a vieții tale. Nu doar că vom trăi peste 100 de ani, dar și calitatea timpului petrecut va fi mai bună, cu o singură condiție, să nu ne bate în joc de sănătatea noastră. Asta vine la pachet și cu o schimbare fundamentală de paradigmă mentală. În prezent, în România, începem cu greu să acceptăm ideea conform cărea e ok să eșuezi. Eșecul nu te definește. Nu ești un eșec, ești un om care a încercat și a eșuat. Ce ne vine greu este să acceptăm că e în regulă să avem failures la orice vârstă. De ce? Pentru că avem bariere mentale idiote, precum trebuie să faci un copil de vreme, trebuie să ai o carieră până la 30 de ani și casa ta până la maxim, maxim 35. În fine, ipoteca ta. Atunci când o să realizăm că vom trăi în medie 100 de ani, nu o să ne mai grăbim aiurea în tramvai. O să realizăm că avem timp, dar ce e mai important e să nu ne grăbim într-atât de tare, încât timpul petrecut să nu aibă nicio valoare. Pentru că atunci, oricât ai, tot e degeaba. Asta a fost pe azi. Duminică de la 8 seara iese episodul The Stable Talks cu Andrei Diaconescu, unul din cei mai faini și mai cool milionari ai României. Merită să-l vedeți. Până data viitoare, nu uitați! Toți oamenii mor, dar nu toți oamenii trăiesc.